Azi am o zi atât de nașpa. Este cea mai banală zi pe care am avut. S-a rupt stiftul ăsta aici la a carat. O să știu eu ca să și vedem. Mă, tare magnet. Ia uite ăsta. Mi s-a înfundat mai întâi tocătorul. Mi-a prins pe el o grămadă de iarbă și boscheți. Cred că era prea umed. În fine, am zis bine, hai. Îl curăț. Aștept un pic să se mai usuce. Adică până l-am curățat sau am mai ustat un pic porumbul. Și apoi am dat bătaie. Acum am ajuns la capătul ăsta la altul și mi s-a rupt cătatul ăsta de șurub. Pe care n-am nicio poziție să-l strâng. Deja a lucrat prea mult săraca. Și a zis că gata. Ea nu știe că până nu termină toată treaba, nu se odihnește. Da, nu știu dacă o să țină șurubul ăsta. E foarte ruginit. Și nici nu l-am strâns. A, în fine, văd eu. Am cules eu porumbul și eu îi culeg porumbului.
aici niște baloți, tot de el sunt făcuți, că e la el acum. Sunt baloți de 180 de centimetri, cred că sunt. Nu scrie pe balotier, nu știu, m-am uitat. 180 cred că au. Pe 120 lățime. Este o balotieră care arată ca a mea. Arată ca a mea. Este tot pe lanț. Are cam același aparat de legat, numai că leagă și cu plasa lui. Este un Ford. Ford se numește asta balotiera. Oricum, îi merge bine. El o duce cu un 650. Are și legarea hidraulic, are un motoraj hidraulic care bagă ața. E interesant așa ca balotieră. Și eu am băgat-o pe a mea la vânzare. Am băgat-o cu 4.000 de euro negociabil. Acum, dacă vine cineva și o vede, prețul e negociabil. Dar mai jos de 3.500 nu las, adică... Asta cu negociabil, dar mai jos de atâta nu las, adică ăla-i prețul, 3500, știi că. Bă, acum nu știu, dacă să vedem, poate o vând. Ideea e că vreau să o vând, să-mi iau ceva cu legare pe plasă. Știu, eu am făcut destul de mulți baloți cu a mea, sunt mulțumit de ce face. Că mi-a prins iar buruiană pe tot. Cred că mă face tocătorul ăsta să-l desfac și să-i schimb cuțitele, ceea ce nu-mi place. Dar dacă face în halul ăsta, o să-l dau jos și să-i schimb cuțite. Că n-am încotro altceva. Mi arde să mai lucrez pe la ea, dar asta este. Nu, cred că mi s-a înfășurat iar pe. Miroase a încins. Da. E înfășurat pe tocător. Ca naiba, chiar. L-am desfundat și am fost puțin plecat în oraș. Am fost la Leroy Merlin. Mi-am luat niște materiale de construcție. Fiindcă în perioada asta
prin timpul meu liber mai lucrez și la casă. Încerc să-mi termin și o casa, să pot să mă mut la țară. Mulți dintre voi cred că știți că eu stau în Constanța momentan. Și bine, am niște finisaje de făcut. Sper să merg asta acum, să nu mai fac timpul. Nu știu ce rahat de buruiană prinde potocător, nu știu ce cauză, dar sper acum să merg. Da, eu ziceam că fac finisaje la casă. Am avut până acum meseriași mereu. Care mai de care mai meseriași, nu dictabă. Sincer, m-am săturat, am zis că dacă tot se dă buleală, să dau eu buleală. Și am zis că, bă, frate, de acum încolo o fac singur. Nu știu, poate o să filmez și o să vă arăt și vouă, dacă sunteți interesați, eu știu, de ce fac eu pe acolo. Am zis că de acum încolo, când mai fac niște bani, mă duc mai cumpăr câte ceva să mai fac pe acolo. Da. Sper să nu fac și o casă până la urmă. Din experiența mea așa am mai învățat câte ceva, mai știu unele chestii despre construcții teoretic, practic sub praf. Practic fac numai chestii strâmbe, nu le fac niciodată trebuie. Da, nu sunt o persoană perfecționistă așa să stau să bifilez, să... Nu, no, eu le fac. Nu sunt făcute, așa sunt făcute, sunt făcute de mine, nu mai contează. Da, în fine, câteodată e bine să le faci și ca lumea dacă tot le faci, să nu strici materialele degeaba. Dar având în vedere că nu fac la altul, fac la mine, da, eu zic că e bine și așa. Da, am înțeles de la voi, din câte am văzut în... După ce am făcut niște filmări cu drona, deja am primit cele mai multe dislike-uri la un video cu drona. Am înțeles că voi nu vreți să vedeți video cu drona, vreți să vedeți video cu mine vorbind, așa că de acum încolo o să vorbesc. Dar o să vorbesc, o să vă înțăpăcesc despre toate bălăriile și despre tot felul de chestii care nu vă interesează. Și nu o să vă mai arăt niciodată filmare cu dronă. Nu, glumesc, oricum o să filmez cu drona. Ce, am dat banii degeaba? Da. Hai să din când în când să mai fac și eu o filmare cu drona, în care să nu vorbesc, să fac niște cadre frumoase, cu toate că nu erau chiar așa. Adică erau destul de interesante, mie mi-a plăcut ce am făcut. Pentru mine, sincer, chiar mi-a plăcut cum au ieșit filmările cu drona, pentru început. Vreau cumva să captez atenția la o gamă mai mare de oameni, vă dați seama că vreau și eu să cresc, nu să rămân la același nivel. Și așa că trebuie să mă înțelegeți și pe mine că trebuie să mai fac și cadre din astea. Știu că unii zic că e bine să mai și vorbesc printre astea, dar dacă cumva video-ul ăsta o să ajungă la cineva din Germania, America, ei nu se înțeleagă ce vorbesc eu în român acum. Și așa e mai frumos să vad o chestie mișto așa. Adică trebuie să mă înțelegeți și pe mine și să mă susțineți în ceea ce fac. Nu să-mi ziceți că și-a luat românul dronă și se laudă cu ea. Nu, frate, că nu mi-am luat-o pentru mine, adică n-am luat drona ca să mă laud eu. Eu nu fac filmulețele ca să mă laud la voi. Nu știu dacă ați înțeles ideea asta. De aici o dată n-am făcut un filmuleț ca să zic, bă, mă laud la ăștia pe net. Nu! Eu nu fac YouTube ca să mă laud. Eu fac YouTube ca să vă arăt vouă ceva frumos, ceva poate interesant pentru voi. Având în vedere că eu m-am apucat de YouTube atunci când mai erau vreo 3-4 persoane care puneau filmulețe, dar nu se țineau de treabă, adică puneau un filmuleț azi, un filmuleț luna viitoare.
Am zis, bă, intru eu și fac eu ceva frumos, încerc să... Și acum lumea zice, a, eu trebuie să laudă ăsta. Bă, mea, nu știu, acum în loc să vă uitați la Neața cu Răzvan și Dani, poate vă place să vă uitați pe YouTube la mine, acum... Fiecare se uită la ce îi place, vă dați seama. Adică YouTube nu e decât o chestie așa de laudă, cum cred unii. Nu e de laudă. Adică pe YouTube poți să faci o emisiune frumoasă, poți să faci ceva ca să țină publicul activ, ca lumea să aibă la ce să se uite, să fie interesat de ceva. Poate să aibă ce învăța, nu de la mine, că de la mine n-aveți ce învăța, dar de la alte persoane aveți ce învăța. Nu știu, YouTube nu e decât gen Facebook, pe care pun o poză și mă laud eu că am fost în Tenerife, sau mă laud că am fost, nu știu, la mama în fundul grădinii. Nu! Adică eu nu fac YouTube ca să mă laud, să nu înțelegeți greșit, niciodată n-am făcut YouTube ca să mă laud. Mă fac YouTube ca să ajung la un nivel la care să fac să uite lumea la mine din plăcere. Să fac o emisiune, o emisiune. Aș fi vrut eu să fie o emisiune, dar nu pot să fac o emisiune. Să fac niște videoclipuri care să se uite lumea din plăcere. Nu să se uite, nu știu, tot felul de oameni care nu știu care-i treaba și doar așa cred că lumea se mai laudă cu YouTube. Nu. Nu știu dacă ați văzut, dar... Și nici nu cred că am zis vreodată. Și dacă am zis, poate cine știe ce aveam, eram beat. N-am zis niciodată că utilajele mele sunt cele mai bune. Și nu știu dacă m-ați auzit vreodată să zic eu, mamă, e cel mai bun ăsta. E... Tractorul ăsta e cel mai bun. Nu, frate, am niște troace, adică... Eu sunt conștient că n-am cele mai bune tractoare. Deci chiar n-am cele mai bune tractoare. Sunt sute de tractoare mai bune decât astea. N-am cele mai bune utilaje. N-am luat niciodată o chestie care să fie foai, super bună. Nu! Și nu m-am lăudat niciodată. N-am niciodată. Eu fac cel mai bine. Oh, eu fac producții de sute de tone la hectar. Nu! Am chiar producții foarte proaste. N-am avut niciodată o producție de care să fiu mândru. Vă zic asta sincer. Da, baloții de lucernă. N-am avut niciodată producție. Nu, că așa e clima la noi. Că așa e... Nu avem parte de ploaie. Nu băgăm sute de tone de îngrășăminte la hectar. Ca să facem sute de tone de marfă. De producție. Nu. Nu facem agricultură de performanță. Nu. Eu fac agricultură cum știu eu, cum știe tata de fapt. Încercăm și noi să ne iasă cheltuielile în fiecare an. Nu avem utilaje super performante care să facă foarte bine. Nu avem pământ mult ca să ne convină să investim în utilaje noi. Ne-am luat niște cositori noi. Da, când au fost și ele. Ne-am luat o greblă nouă, chestii de astea care sunt super ieftine și cred că în loc să ții un telefon, îți iei o greblă, știi? Sau unii în loc să-și iau un telefon, se duce și iau o cositoare. Mai nou telefon este 1000 de euro, adică de 1000 de euro te duci și ții o cositoare. Nu face nimic de performanță, nu fac nimic cu care să mă laud, să zic, bă, mamă, cât de tare sunt eu, bă, utilajele mele cele mai tari. Am mai văzut eu la cineva un videoclip în care își prezenta ferma. Nu știu, cred că se uită pe la mine, poate am mai văzut comentarii de la el. Acum se supără, nu se supără. Da, omul când își lăuda ferma, zice, asta e cea mai tare, asta e remorca ta cea mai tare. Ba, toată lumea are remorca mea. Tractorul ăsta, John Deere, bă, cel mai șmecher, mă, n-am avut nicio problemă. Tractorul celălalt, cel mai șmecher, n-am avut nicio problemă. Fratele, ai luat noi în pana mea, ce problemă poți să ai cu un tractor nou, nu? Adică, nu știu ce să zic acum. Dar chiar nu e un motiv de laudă la unele chestii și nu-mi place să mă laud. Nu știu ce. N-am zis niciodată
că eu sunt cel mai șmecher, n-am niciodată că tractoarele mele și utilajele mele sunt cele mai tari. N-am niciodată că fac cele mai mari producții, că nu le fac. Deci, băi, vă uitați la mine din plăcere dacă vreți, dacă nu, uitați-vă la alții care fac performanță. Uitați-vă la Valentin, că el are un JCB nou. Interesant, când ai bani să-ți iei un JCB nou, e interesant ce să fac. Eu nu am bani, n-am pământ atâta ca să pot să-mi iau un tractor nou. Nu, eu lucrez cu ce am. Așa că, dacă vreți să vă uitați la mine, vă uitați. Dacă nu, nu vă uitați. Am încercat și eu, chiar mi-am bătut capul. Am zis, bă frate, vreau să vă luăm niște utilaje noi, cum merg, cum astea. N-am avut cu cine, sincer. Chiar n-am avut cu cine în România, n-am nicio firmă care să vă arăt niște tractoare noi, n-am. Nu pot. N-am, poate n-am ajuns la performanța asta, n-am ajuns să am atâtea vizionări încât să intereseze și pe ei. Asta e. Până nu ajung, nu interesează pe nimeni. Eu am încercat, eu fac tot posibil. Am vorbit cu o grămadă de oameni. Am fost pe la expoziții. Uite că n-am ajuns la Arad. Sau poate am ajuns. E săptămâna asta, la sfârșit, dar sigur n-am ajuns. Nu am cum să mă duc chiar la toate expozițiile, adică... Slavă Domnului, mulțumesc pentru Agrovaro. Au fost cei mai de treabă. Expoziția de la Jucu și de la... La ce mai fost? La Fundulea. Cred că mi-a prins iar fotocopul. Vreau mi-aș picioarele. Nu știu ce căcat de buriana are. Așa, vă ziceam de Agrovara. Le mulțumesc din tot sufletul, mi-au plătit cazare acolo, am avut mâncare, am avut tot. Am fost la expoziție, am putut să mă duc și pe la alte chestii, să vă arăt mai multe chestii. Doar așa, ca să vă arăt și vouă. N-a fost ca să mă laud, că m-am dus eu la expoziție, bă, uite la mine. Nu. Am filmat câte ceva ca să vă arăt și vouă ceva interesant. Tot ce fac e... O mare parte fac pentru voi, știi că... Pentru mine nu știu cât e. Sincer, haide să vă zic ce câștig eu din YouTube. Că vă zic sincer acum. Câștig 20 de euro pe lună. Cu 20 de euro pe lună... Nici banii de hârtie igienică nu mi-ajung, știi? Adică... Ăsta e câștigul meu din YouTube, dacă vreți să mă credeți bine, dacă nu. Asta am câștigat. Nu e. Tot ce am făcut pe YouTube am făcut din plăcere, fiindcă îmi place să fac chestia asta. Îmi place să vorbesc cu lumea. Și nu știu, ca să vă arăt chestii noi, să vă țin interesați. Da, poate ca să fiu o vedetă. Poate îmi place să fiu vedetă, asta e. Vreau să mă cunoască lumea, știu. M-am apucat de YouTube ca să mă cunoască lumea. Că mi-a zis fața aia astea ori. Da, îmi place când mă întâlnesc cu lumea pe stradă, nu știu, m-am întâlnit odată la o nuntă, îmi zice, salut, fermă, nu, salut, mai am uitat filmeță. Deci e super, deci e super mișto să vină lumea la tine să zică, băi, salut, te-am văzut, mă uit la tine mereu, sunt... Colegii de la facultate, aveam câțiva colegi de la facultate care se uitau la mine. Unul dintre ei, și eu salut, dacă se uită, mi-a zis că când îi se face dor de câmp, se uită la videoclipurile mele și se simte mai bine. Bă, chestia asta îți dai seama că te încântă maxim, adică... Alcoiul mi-a zis, băi, tu faci ca lumea. Bă, nu fac ca lumea, eu fac și... Da. Ce pot și eu, adică... Dar... Bă, toată e frumos, știi, să faci chestia asta, chiar e o chestie interesantă. Ce-i drept? De vlogurile astea nu o să mă las, că s-a luat lumea de mine că n-am mai făcut vlog. Băi, fac și eu, încerc să am și eu un program de 3 videoclipuri pe săptămână. Să nu fac prea multe, că nici n-am timp să le fac pe toate, știi? Încerc să țin un program. Chiar dacă le pun mai târziu, poate cu 2 săptămâni mai târziu decât fac treaba aia, totuși încerc să țin un program acolo, să apară un video
La două zile. Cam așa aș vrea. Adică nu pot să filmez, că eu filmez azi, da? N-am timp de seara să-l editez. Îl editez în weekend. Poate în weekend editez, nu știu, 3 filmări, 4 filmări, le editez într-un weekend. Și le pun apoi săptămâna cealaltă. Ca să am puțin timp. Că altfel n-aș avea timp să postez. V-ați luat de mine că, bă, n-ai mai postat nimic săptămâna asta, după aia vă arunc așa în scârbă 3 episoade și vă zic, uitați-vă la astea. Voi vă uitați la unul dintre ele, nu vă uitați la toate, că n-ați văzut când a apărut alealte. Și zice, da, pe ce-i postat, mă, decât asta? Frate, fac și eu ce pot, adică trebuie să mă credeți și pe mine, că nu e chiar așa ușor, cum crede lumea. Da, dacă eram și eu ca alții cu un program de muncă fix, bă, frate, am programul de la Avion. Tot am tendința să mă uit acolo la camera. Am programul de muncă de la 9 la 5. De la 5 ajung acasă, stau puțin cu prietena, după aia mănânc ceva, mă pun și eu la calculator o oră. Mă pun la calculator o oră, editez un video, l-am procesat. Nu mă înțelegeți greșit, procesarea durează o oră și ceva la un video. Să nu credeți că e așa. A pus 3 video cap la cap, le-a salvat și le-a dat și save și le-a pus pe YouTube. Nu. Nu e chiar așa simplu. Trebuie să mă înțelegeți că am de făcut investiții, adică GoPro-ul ăsta a fost o grămadă de bani. GoPro-ul celălalt dinainte a fost o grămadă de bani. Drona a fost iar o grămadă de bani, dar mă așteptam să am un feedback mai bun cu drona, știi? Adică la cât a costat, mă așteptam să fie mai ok. Să am un feedback din partea voastră, să ziceți, mă, bine, nu zic. Au fost mulți care au zis că a ieșit super. Deci vă mulțumesc. Dar au fost mulți care mi-au zis că mă laud. Deci... În fine. Am mai făcut investiții în calculator. Că am nevoie de un calculator performant ca să pot să editez videourile. Deci nu e așa. Face ăla, se filmează cu telefonul și le pune și ne uităm noi. Să nu înțelegeți greșit, da? Nu e chestia asta. Adică sunt niște investiții de făcut care nu e chiar așa ușor să le să strângi banii ăia. Din banii mei bag bani în chestia asta ca totul să meargă strână. Și pot să zic, mă țin și eu, fac tot ce pot. Dar cer scuze pentru cei care cred că, nu știu, eu poate fac altceva și nu am pus video sau nu, că am stat cu picioarele în sus și n-am pus eu video azi. Bă, nu e așa. Nu e așa. Ceilalți care zic mereu că, păi de-abia acum culești tu porumb? Păi eu l-am cules acum 2 săptămâni. Da, și eu am cules tot acum 2 săptămâni, dar numai că după 2 săptămâni am postat video. Că n-am avut timp, frate, adică am cules la porumb, de dimineață până seara. Trebuie să mă înțelegeți și pe mine, vă rog frumos. Mi-a sărit un scuipat, nu știu dacă l-ați văzut, dar mai bine să rulge. Da. Știu că atunci mi-a făcut capul mare, că bă, le-ai făcut reclamă la Agrovară, nu știu ce. Da, frate, le-am făcut reclamă la Agrovară, că m-au meritat, sincer. Chiar au meritat oamenii reclamă. Când o să folosesc utilajele, o să vă zic cu drag că sunt de la ei cumpărate. Nu e, adică le fac reclamă oamenilor care merită. Și dacă o să mai fie firme care o să vrea reclamă, poate o să fac reclamă dacă vrea, automat. Dar o să le fac o reclamă sinceră.
Adică dacă cineva îmi dă, nu știu, un spray degresant și eu dau cu el și nu face niciun rahat, o să vă zic sincer, nu face niciun rahat. Adică nu fac reclame mincinoase. Și în al doilea rând, cred că cea mai bună reclamă este că acel produs îl folosesc și face treaba bună. Asta e cea mai bună reclamă. Mai bună de asta nu pot să fac. Da, și nu mai fac videoclipuri din alea cum făceam odată, în care filmam camera pe cap. V-am zis mai devreme de ce. Încerc să fac și eu ceva mai interesant. Dar de acum o să încerc să vorbesc mai mult cu voi, să vă zic mai multe chestii. Nu știu, cam atât am avut de zis. Da, și aici termin episodul de azi, că eu am de lucru o grămadă și mă țineți din treabă. Nu mă țineți din treabă, eu muncesc mereu vorbind. Da, tot ce pot să zic e că ne vedem peste 2 zile sau peste 3 zile. Ne bine curcat de weekendul, dar ne vedem, nu ne problem. De chestia asta nu mă las așa ușor. Poate la iarnă mi-au și o vacanță, dar nu mă las de chestia asta. Așa că până atunci, spor la muncă și ne vedem data viitoare. Pa!